țară frumoasă, apele noastre merg spre infinit, curg înainte cu dorurile oamenilor și cu pașii sfinților. Ne-am adus aminte astăzi de Părintele Arsenie Poca, pe care încercăm să le readucem în actualitatea românească ortodoxă, pentru a-l propune în continuare pentru canonizare și pentru a ști că a sale cuvinte, lucrarea sa duhovnicească, prezența sa, istoria sa, emblema sa, cuvântul său rămân și vor rămâne peste viacuri, lucruri cu totul deosebite. Parcă mi-aducem aminte, privind spre acest frumos râu, de cuvântul Părintelui că în mintea strâmbă și lucrul drept se strâmbă. Adică acolo unde bolile mentale sau acolo unde gândurile vin cu multă însuflețire, copleșind inima omului, mintea începe să se întunece. Părintele Arsenie spunea oamenilor, dădea celor care veneau la dânsul următoarele cuvinte, următoarele sfaturi. În primul rând, păsiți-vă mintea. A plecat Părintele Teofil odată din mănăstire, iertat, ne-a povestit, m-a dus la Părintele Arsenie să-i cer un sfat. Și i-am spus în felul următor: oriunde vei pleca din mănăstire, oriunde te vei duce, să ții mintea acasă și la rugăciune, să mergi cu rugăciunea. Mulți ucenici ai Părintelui Arsenie Poca vorbesc despre faptul că Părintele avea o stare de deosebită de dragoste în natură, pentru că acolo își revenea. După vorbirile de ceasuri întregi, de zile întregi cu pelerinii, Părintele simțea nevoia să se reculeagă lângă un izvor, în pădure, să ia aer curat, să se roage, să vorbească cu Dumnezeu și cu Maica Domnului. Părintele Arsenie Poca avea o discuție directă cu Dumnezeu în fiecare zi. Pe mânful Atonului, unde a fost dus de pronia divină, în Muntele Sfânt, Maica Domnului și Sfântul Serafim de Sarov au venit lângă el, așa cum mă vedeți pe mine, față către față, dumneavoastră. I-au zâmbit, l-au binecuvântat, iar Maica Domnului a pus mâna pe Părintele Arsenie și a spus: de astăzi înainte, tu vei primi darul lui. Și l-a arătat pe Sfântul Serafim de Sarov: iar de la mine vei avea o crotire. Vei lua puterea de a descoperi gândurile oamenilor. Am revenit la gând, așadar. De atunci Părintele a primit acest dar al cunoașterii gândurilor omenești. Veneau oamenii, stăteau la rând, uneori stăteau zile întregi, nu intra imediat la Părintele Arsenie, și doar cel care avea 2 săptămâni de post și răbdare, adică care se pregătea cu adevărat ca pentru o mărturisire sau ca pentru o terapie duhovnicească, primea asistența Părintelui Arsenie Poca. Părintele îi spunea în felul următor: uite, gândurile tale sunt întunecate acum, dar le voi face fericite. Dacă mă asculți, măi, așa spunea el. Și în primul rând să nu mai judeci duhovnicii și preoții. Să te duci la duhovnicul tău, care este în parohie, și să te spovedești la el ca și cum te-ai spovedi la mine. Să nu-l mai judeci, măi, auzi? Acest sfat era al Părintelui Arsenie. O credincioasă din Sibiu a plecat la Părintele Arsenie Poca cu gândul să se spovedească, să spună ceea ce nu a spus niciodată la preotul duhovnic, din satul Lisa de lângă Făgăraș. Iar Părintele Arsenie, când a venit la dânsul, i-a spus așa: știu că ai venit la mine ca să-ți mărturisești păcatele, să faci o spovedanie generală. Dar uite, nu o să te spovedesc. O să te duci la Părintele Ilie din satul tău, Ilie Moldovan, care este la fel de mare ca mine, măi, auzi? La fel de mare ca mine. Și te vei mărturisi lui. Iar apoi vei veni la mine și îți voi spune ce să faci cu copilul tău care este îndărătnic. Și într-adevăr așa a făcut femeia. S-a dus la Părintele Ilie Moldovan și când a venit la Părintele Arsenie Poca, i-a spus: părinte, după ce am fost la spovedanie, a început copilul meu să fie mai liniștit. Și pentru că mi-am făcut rugăciunile și canonul, iată, vin astăzi aproape fără să știu ce să vă întreb. S-a mai dus un părinte fără să știe ce să întrebe la Părintele Arsenie Poca, fiertat Părintele Aurel Răduleț, mare preot, bun părinte din Sibiu, tată a 12 copii, și a auzit și el de Părintele Arsenie Poca, se ducea toată lumea cu probleme. Când i-a venit rândul să intre la Părintele Arsenie Poca, i-a spus:
De ce ai venit la mine, drag părinte? Ce probleme? Zice, n-am niciuna. N-ai niciuna, dar o să ai. O să ai în curând două probleme. Ei a profețit părintelui și despre durere care va veni în viața sa prin pierderea unui copil, dar și despre alte probleme care părintele Aurel, iertat, mi le-a relatat într-o emisiune televizată. Așadar, niciodată să nu spui niciodată. Dar mergând la părintele Arsenie Boca, toți primeau și leac. Iar leacul cel mai frumos este liniștea, pacea minții. Pe minte vin gânduri. Cum să ne debarasăm de ele? Păi trebuie să scoatem mintea din minte și să o ducem în inimă, în inimioară, în cămara ei, duhovnicească. Cum să ducem, cum să o transportăm, cum să curgă mintea noastră, cum curge acest râu frumos, închipuiți-vă, acolo este mintea și acolo este inima. Iar aici, uitați-vă, sunt gândurile noastre, ca frunzele care sunt duse de apă și merg și merg și la un moment dat sunt lăsate în margini. Gândurile pot fi frunze, atunci pot deveni frunze pierdute și uitate când le punem în rugăciune. Când folosim numele lui Iisus în rugăciune și cerem și spunem, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă bine păcătosul, încă un gând pleacă din noi, încă un gând greu. Când mai facem o dată această rugăciune și spunem, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, un alt gând s-a pierdut. Și a venit pe mintea noastră Iisus. Și mintea noastră devine o inimă, pentru că mintea tocmai s-a întors acasă, în inimă, acolo unde este locul și de unde se naște sfințenia.